Dumbrava a fost printre localitățile din Mehedinți unde acțiunea de ecologizare s-a desfășurat într-un mod armonios și cu voie bună. Membrii și simpatizanții PSD din comună, alături de primarul Cătălin Enache, s-au alăturat campaniei organizate de Partidul Social Democrat la nivel național. Și în Dumbrava, peturile și deșeurile au fost adunate de Ziua Pământului. Cu această ocazie, la nivel național, Partidul Social Democrat a organizat o acțiune de ecologizare, iar socialdemocrații din Mehedinți au participat la această acțiune în mai multe localități din județul nostru, printre care și în comuna Dumbrava. Aici, drumurile publice au fost curățate, peturile și deșeurile fiind adunate de către membrii și simpatizanții PSD, dar și de către tinerii voluntari care s-au alăturat campaniei. Conștient de faptul că menținerea unui mediu curat înseamnă condiții de viață sănătoase pentru cetățeni, Cătălin Enache, primarul PSD al comunei Dumbrava, a fost prezent la fața locului, participând activ la acțiunea de ecologizare.